Am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, alături de mine, domnul Radu Oprea, senator PSD Prahova. Bun găsit, vă spun, domnule senator. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Este o ediție de promovare electorală, fac această precizare. Discutăm despre cum gestionează actuala guvernare criza economică, socială, sanitară, COVID, dar și care ar fi alternativa PSD la actuala guvernare. Trăgând așa linie, domnule Oprea, după mai bine de un an, nu? De guvernare liberală, să spunem, cum ați caracteriza această nouă, să spunem, conducere? Din păcate pentru noi, actuala guvernare liberală, guvernul Orban, este pentru România chiar mai rău decât COVID-ul. Și spun lucrul acesta cu toată responsabilitatea, pentru că vorbesc în fiecare zi cu antreprenorii din Ploiești, cu antreprenorii din Prahova, cu cei din Horeca și viețile lor sunt puse în pericol prin incompetența guvernului Orban, prin lipsa măsurilor adecvate, celor care chiar să-i susțină real. Și chiar la un moment dat, numărul celor care sunt afectați de către incompetența guvernului Orban este mai mare decât numărul celor pe care îl vedem în fiecare zi că sunt îmbolnăviți și suferă de COVID. Este îngrozitor. Am fost în piață la Pucheni Mari, chiar duminică. Pentru că ați văzut, au încercat să închidă piețele. Acum spun că nu e așa, că piețele rămân deschise, pentru că am făcut o petiție, pentru că am făcut o presiune publică, nu numai noi cei de la PSD, dar noi în principal. Am și trecut un amendament în Camera Deputaților, astfel încât piețele să rămână deschise. Și foarte mulți oameni sunt afectați. Micii producători, producătorii români. Am fost în Balta Doamnei, în Gherghița, dar acolo unde sunt solarele, în Pietroșani, în Olari, și am vorbit cu oamenii, cu producătorii. Îmi spuneau că, într-adevăr, guvernul PSD i-a ajutat foarte mult cu programul Tomate. Da? 3.000 de euro la hectar pentru cei care reușeau să vină cu producție și foarte devreme, în primăvară, dar și târziu. Acum, toți să-mi fie cu iertare. Dar înjură guvernul PNR, pentru că nu au primit niciun leu subvenție. Nimic. E o mare diferență Nimic. între, să spunem așa, declarațiile publice, cele făcute în mass media, ședințele de guvern, da, cele care sunt filmate la început, și ceea ce se întâmplă în realitate. Cred că sunt o grămadă de alte programe guvernamentale, să spunem, care întârzie să fie puse în aplicare, deși la modul declarativ ele sunt ca și rezolvate. Aveți câteva exemple de programe din astea guvernamentale unde nu s-au dat banii efectiv la cei care au fost afectați de Sigur criza că asta da. COVID? Sigur că da. Din păcate sunt foarte multe. De fapt, aproape toate. Startup Nation. Când am fost ministru mediului de afaceri, comerțului și antreprenoriatului, Startup Nation, eu spun că este o poveste de succes. 217 companii s-au înființat în Prahova, în prima ediție, iar în a doua ediție 549. Cei din a doua ediție nu au primit bani. Deși există un contract semnat cu statul român. Statul român trebuia să fie partener. Sunt preocupat foarte mult de a încerca să transformăm societatea, să transformăm ideile din mentalul colectiv. Am fost unul dintre cei care am început în 90 și în 2012 m-am retras din viața aceasta a antreprenorului pentru a face politică. De atunci sunt doar politician. Știu foarte bine cu ce se confruntă toți antreprenorii ploieșteni și prahoveni, pentru că nici eu nu dormeam pe 24 noaptea când trebuia pe 25 să plătesc salariile. Știu cât este de greu. Și am încercat să transform, să vorbesc despre povestea de succes și despre eforturile antreprenorilor, astfel încât astăzi să fii antreprenor este o poveste de succes, pentru că lumea înțelege ce înseamnă pentru societate un antreprenor corect care plătește taxe și impozite și reușește să ofere siguranța locului de muncă. Acum este Înainte aproape. să fi fost om de afaceri, era aproape peiorativ. Da, Aduce-mi aminte. da, da, Cum am reușit lucrul acesta? Vorbind despre antreprenori, punându-i în centrul discuțiilor noastre și arătându-i, făcându-i cunoscuți. Nu era vorba despre ministru, nu era vorba despre minister, nu era vorba despre nimic. A fost vorba doar despre antreprenori. Astăzi, pentru că a fost un program de succes PSD, l-au îngropat, l-au omorât.
Vă dau un exemplu de activitate parlamentară pentru că sunt candidat la Senatul României. Am inițiat legea privind Startup Nation, ediția a treia. A fost semnată și votată de parlamentari, deputați, senatori din toate partidele politice, inclusiv de la PNL. Vot într-o foarte mare majoritate. Ce a făcut guvernul Orban? A atacat la Curtea Constituțională. Că nu e bine, e un program PSD, să-i omorâm pe antreprenori, a zis Orban. Am câștigat la Curtea Constituțională. Este legea promulgată de către președinte. Aștept ca ministrul economiei, marele absent Virgil Popescu, să pună în practică acest Există vreun semnal? Și să-i da. Nu, sub nicio formă, pentru că ei nu au plătit nici măcar ediția a doua. Și nici nu au luat măsuri de compensare, astfel încât cei care sunt afectați, știți, a fost o comă indusă în economie, au fost închise foarte multe domenii de activitate, cei din Horeca, cei cu saloane de înfrumusețare, cei din industria de divertisment, într-o zi prin cabinetele dentare, într-o zi prin ordonanță militară, s-a pus la căt pe afacere. S-au trezit oamenii, nu mai puteau să facă nimic. Facturile veneau. Da, pentru ratele la bănci, ratele la bănci, chiriile, toate au curs. Și nu i-au sprijinit când a trebuit. Alt exemplu. Se vorbește acum despre miliardul de euro finanțare europeană. Din iunie mai bine zis, atrag atenția că dacă nu se va desfășura foarte repede, ratăm acești bani pentru că sunt din vechiul cadru financiar multianual. Au avut cei 2000 de euro pentru PFA-uri, pentru cei mici afectați. Bani gratis, 2000 de euro. Și nu au venit decât 20.000 de firme în prima săptămână, când aveau bani pentru 50.000 de firme. Nu vă spune nimic? Ba eu acolo văd foarte multă incompetență, văd foarte multă prostie. Ori nu înțeleg, ori nu știu, dar e la fel de dăunător. Mergem mai departe. Vorbim cu cei din Horeca. Haideți să mergem în oricare restaurant din Ploiești azi. Oricare. Mergem la hotelurile de pe Valea Prahovei. Dar mergem la pensiuni. Să presupunem că un hotelier poate că are active și merge la bancă și își poate la un credit. Dar ce fac cei cu pensiuni? Care sunt cu afaceri în mai pragul mici? Falimentului. Vor fi în pragul falimentului. Citeam un raport al Curții de Conturi din Prahova care spunea foarte clar că peste jumătate vor fi în faliment și încă n-a venit iarna. Da. Vedeți cum este al doilea val și faptul că îi închide. Unde sunt măsurile? Acum în campanie electorală se gândește Orban că poate o să le compenseze 20% din povești de campanie electorală. Dacă doreau să ia măsuri, le luau până acum. Bun. Măsuri. Corect. Dar pune alternativa, ca să spunem așa, care ar fi? Pentru că PSD, și acum schimbăm un pic registru, a fost acuzat de adversarii politici că vine cu niște programe de guvernare imposibil de pus în practică din cauza, să spunem, lipsei resurselor financiare de la buget. Și avem două exemple concrete pe care actuala guvernare nu le-a pus în practică, deși există o lege votată în Parlamentul României. Vorbim aici de majorarea pensiilor cu 40%, respectiv dublarea alocațiilor de stat pentru copii. PSD a făcut din asta, și era normal să o facă, o armă, să spunem, de luptă împotriva actualei guvernări. Întrebarea mea este, domne, există bani pentru astfel de măsuri corecte pentru cea mai mare parte a populației? Pentru că e clar că ajutând pensionarii și părinții prin dublarea alocațiilor de stat pentru copii, îi va ajuta practic să treacă mai ușor peste criza asta nenorocită. Am venit cu noul program de guvernare, da? Este destul de consistent. Foarte multe ore, sute de ore de muncă în spate, în colectiv de lucru, în grup de lucru pe diverse domenii de activitate. Eu am coordonat domeniul politici economice și fiscal-bugetare, dar sunt și foarte mulți alți colegi ai mei. Și un element de noutate. L-am discutat cu partenerii sociali. De o lună de zile l-am dezbătut foarte serios cu sindicatele, cu patronatele, cu toate asociațiile reprezentative. Și forma în care arată astăzi este urmarea acestei dezbateri. Până acum societatea era obișnuită, veneau politicienii, acesta este programul de guvernare, gata, noi îl aplicăm, acestea sunt legile. Și vedeam în 4 ani de zile ce se alegea din ele. Vă aduc aminte că din vechiul program de guvernare, în 2 ani și 10 luni,
80% dintre măsuri sunt îndeplinite. Și sigur, este acea veșnică întrebare, de ce nu le-ați făcut și celelalte, pe celelalte? Pentru că n-am stat 4 ani la guvernare. În 4 ani de guvernare, bucăți serioase din acest program de guvernare ar fi fost realizate și vă dau un singur exemplu. S-au semnat 3 contracte pentru spitalele regionale. I-ați văzut pe peneliști cât de mândri au fost. N-aveau timp în câteva luni de zile să ducă, birocrația europeană este stufoasă, și să reușească să împingă lucrurile în așa fel încât să ajungă la semnare. Aceea este toată munca din guvernul PSD. Da. Ei doar au venit ca în povestea fata moșului și fata babii, nu contează cine muncește, contează cine raportează. Au venit și au spus, uite mamă și tată drag, uite cât de mult am muncit eu. Dar era munca noastră. Și poate că așa ar fi corect să fie, într-o succesiune a guvernărilor, să recunoaștem programele bune și munca celorlalți și să continuăm cu lucrurile bune pentru cetățeni. Pentru că altfel, da, lucrurile nu vor fi înțelese. Dar revine la întrebare. Și am venit cu câteva, pentru că știți, o poză face mai mult ca 1000 de cuvinte, am să o torc așa, către, sper că se vede, către... Și o să arăt că deasupra, întotdeauna, sunt perioadele în care a guvernat PSD, cu o singură excepție în 2007, când a fost Tăricianu la guvernare și a fost creștere economică. O să ziceți cum s-a întâmplat. Aceasta este realitatea. Și ce vedeți aici? Este criză. Întotdeauna au fost căderi. Aceasta este guvernarea de dreapta. Că s-a numit CDR, că s-a numit PD, că s-a numit PNL. Aceasta este realitatea cifrelor. De aceea spun că sunt mai nocivi decât COVID-ul. Țintele pe care le avem în programul de guvernare sunt ținte realiste. Vă dau un singur exemplu din indicatorii sociali. În timpul guvernării PSD, 1,8 milioane de români au ieșit din pragul de sărăcie. O spun datele oficiale Eurostat. Ne-am propus ca în 4 ani de guvernare 1,5 milioane de români să iasă din starea de sărăcie. Dacă în 2 ani și 10 luni am putut ca 1,8 milioane de români să iasă din această, prin toate măsurile de creștere a salariului minim și celelalte, de ce nu vi se pare realist că ar putea ca 1,5 milioane de români să iasă din starea de sărăcie în 4 ani? Așa am construit programul de guvernare și pot să vă spun că toți indicatorii pe care am luat pe date macroeconomice sunt mai temperați ca și creșterea economică, spre exemplu, previzionată de guvern pentru anul viitor. Și PIB-ul este mai mic decât cel previzionat. Și totuși, ca țintele să fie realiste, arătăm că obiectivele noastre pe care le avem sunt foarte, foarte clare. Ați întrebat un lucru foarte simplu. Și așa începe programul de guvernare. De unde vor veni banii? Exact așa. După ce arătăm țintele, care sunt niște ținte realiste, de unde vor veni banii? Pentru că una dintre cele mai mari minciuni care se spun astăzi în România este că nu sunt bani pentru pensii și nu sunt bani pentru alocații pentru copii. Și că nu vom îndatora țara pentru a face lucrurile. Țara o îndatorează și nu știu să explice cum de-a îndatorat-o în acest hal. Generații de acum încolo vor plăti acești bani și nu știu și nu vor și nu arată pentru ce ne-am îndatorat. În afara tunurilor financiare, Unifarm și așa mai departe, frații Micula, le știm pe toate. În afara acestor lucruri, ce este notabil? Ce a rămas în urma guvernării PNL? Pentru oameni vorbesc. Pentru puterea lor de cumpărare, mergem în piață și vedem că fructele s-au scumpit cu 24%. Cifre, cifre, cifre. Nu, în spatele cifrelor este viața de zi cu zi a omului. Omul se uită în buzunarul lui. Cu cât rămâne când a plecat de la serviciu, dacă mai are serviciu, și ce poate să ducă acasă pentru copii. PSD ar fi gestionat mai bine criza asta sanitară care, iată, s-a transformat într-o criză economică și socială? Nu știu, ar fi găsit alte resurse, alte metode, astfel încât să nu se ajungă, iată, după câteva luni, din nou în pragul carantinei totale? Cu certitudine, da. Și vă spun lucrul acesta pentru că ați văzut că știm să comunicăm cu specialiștii dintr-un anumit domeniu. Atunci când Alexandru Rafila, când Străinu Cercel, când domnul rector de la Universitatea din Târgu Mureș s-au alăturat PSD, n-au făcut-o întâmplător. Au venit pentru că aici au găsit dialog. Aici părerile lor, experiența lor, au simțit că poate să fie pusă în valoare.
La guvern nu-i ascultă nimeni. E un grup de comunicare strategică anonim unde s-a văzut apoi că era o sumedenie de incompetenți. De aceea suntem în situația în care suntem astăzi. Când au dat de greu și au schimbat discursul și au început să copieze din ceea ce spunem noi de luni de zile. Că într-adevăr trebuie să vorbească specialiștii, că trebuie să-i ascultăm, că ar fi trebuit să testăm foarte intens, că ar fi trebuit să facem anchete epidemiologice corecte. Ați văzut că la Gornet au câștigat pentru că nu s-a desfășurat ancheta epidemiologică. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să se întâmple. Nu le-au făcut. Și suntem astăzi în situația în care avem peste 200 de decese zilnic. Aceasta este realitatea. Dacă lucrurile puteau să fie făcute mai bine, da. Pentru că este o diferență fundamentală de unde plecăm. Cum ne raportăm la oameni. Siguranța locurilor de muncă este cel mai important lucru în acest program de guvernare. Siguranța unui trai mai bun este singura certitudine pe care o puteți afla dacă citiți acest program de guvernare și îl găsiți pe www.psd.ro, program de guvernare pentru toți aceia care vor să intre în detalii. Revenind un pic la criza asta pe care o trăim cu toții, iată, afectați sunt deopotrivă și cei mici, închiderea școlilor. România fiind una dintre puținele țări care a decis lucrul acesta, este o măsură, să spunem, responsabilă, având în vedere posibilitatea ca, iată, explozia asta de noi îmbolnăviri să fie și mai mare, sau se puteau găsi soluții astfel încât elevii să aibă parte totuși de o educație la un nivel normal? Și aici mă gândesc la zecile de mii de elevi care nici acum nu au internet sau device-uri conectate la internet cu care să participe la școala online. Din păcate, în acest domeniu, incompetența este extremă și haosul pe care ministrul Anisie a reușit să-l inducă în sistemul de învățământ din România. Există o lege promovată de PSD din martie, anul acesta, pentru a putea ca acest guvern să cumpere tabletele și le-am și indicat sursa, fondurile europene. Există corespondență, colega mea Roxana Mânzatu, care a fost ministrul fondurilor europene, are o corespondență intensă cu ministrul fondurilor europene din actualul guvern și n-au făcut nimic. Au trândăvit o vară întreagă, a stat precum greierașul cântând la mandolină, a venit toamna și iată că a venit începerea școlilor, dar nu se așteptau să înceapă școlile. Ce au făcut toată vara? Nu au pregătit profesorii pentru predare online. Nu au pregătit elevii pentru a putea să primească informațiile, pentru că nu au tablete, nu au sosit nici astăzi. Se chinuie să aducă câteva din necesarul de peste. Iar ministrul Anisie nu știe astăzi, când la ora asta, nu știe care este necesarul. Din estimările lor din primăvară era 750.000, deși noi estimasem că sunt necesare peste 800.000 de tablete în tot mediul rural și urban din România. Evoluăm. Evoluează și această boală, evoluează și această pandemie și ne uităm la ceea ce specialiștii ne recomandă. Și ne uităm la măsurile pe care alte state le iau. Niciunul dintre statele europene nu a închis școlile. Pentru că se dovedește că este mai nociv să închizi școala și să ratezi educația unui copil. Clasele 1-4, cum îl învățăm să scrie? Acasă, părintele, cine are acest timp? Acel părinte care trebuie să meargă și la lucru, mai are răbdarea să vină să stea cu copilul lui atâtea ore? Bunicul care poate fi pus în pericol și să se îmbolnăvească? Cine? Asta este problema reală a noastră, a românilor, la care acest guvern nu a dat răspuns și nu a venit cu nicio măsură compensatorie și cu nicio măsură de sprijin. Deci au eșuat în a aduce tablete, au eșuat în a pregăti școala pentru învățământ online, au eșuat în a pregăti școlile pentru a fi deschise și a primi elevii, au eșuat în tot. Astăzi, din păcate, riscăm cu acest guvern să avem o generație eșuată de copii. Să avem un an pe care să-l rateze complet. Închidem școlile, în schimb, pe 6 decembrie suntem chemați la vot, alegerile parlamentare. Cât de oportune mai sunt aceste alegeri în actualul context? Pentru că lumea se întreabă pe bună dreptate. Ok, în școlile astea pe care voi le-ați închis, suntem noi chemați să dăm cu ștampila pe buletinele de vot. Cum ar trebui să gândească cetățenii această situație?
Din păcate, și iarăși folosesc din păcate, o să ajungă să fie o chestiune obsesivă de a spune, dar asta este realitatea, adică lucrurile sunt foarte rele. Singurul lucru care interesează astăzi pe peneliști este data alegerilor. Să încerce să oprească căderea abruptă în care se află astăzi și ei se gândesc că 6 decembrie ar putea fi șansa lor. Dacă mai trec o lună, două, trei, cinci, sigur că ei văd ce se întâmplă, pentru că și ei au acces la acele sondaje și la reacția oamenilor de pe stradă. Mă întreb un guvern unde toți membrii candidează, cum pot să mai stea și la serviciu și să credem, să sperăm că ar putea să vină cu vreo măsură bună pentru noi? Ei sunt în campanie electorală, ei sunt doar la televiziuni, ei sunt pe teren și când mai lucrează? Nu mai lucrează. Și totuși suntem într-o criză de sănătate și într-o criză economică. Au blocat Senatul. Au blocat lucrările, nu mai trece nicio lege, pentru că nu vor. Le este teamă că am vota în Senat cererea de reexaminare a președintelui, astfel încât să nu fie responsabilitatea toată la ei. Le dau o veste proastă. La ei este toată responsabilitatea. La peneliști și la partenerii lor, la useriști. Apropo de PNL și USR, ieri am văzut că a fost ca în Caragiale, ca într-o scenă de Caragiale. Au ieșit liderii PSD să anunțe că vor participa la votul pentru acea inițiativă fără penali în funcții publice, dar iată, s-a întâmplat ceea ce a anticipat toată lumea și anume nu s-a putut înfăptui, să spunem, acest lucru. Și am asistat la un meci din ăsta de ping-pong în care fiecare își acuza adversarul politic că a blocat această inițiativă. Ați fost la lucrări. Ce s-a întâmplat de fapt? Sunt în miezul problemei pentru că sunt liderul senatorilor PSD și particip la Comitetul Liderilor și la deciziile din Senat. Este o poză de sfârșit de zi. O poză în care toți senatorii PSD erau în sala de plen. O poză în care câțiva senatori PNL erau afară pe culoare. Și alți senatori USR erau de asemenea afară pe culoare la declarații politice, spunând că ei muncesc. Și vă aduc aminte că am fost studenți și unii și ceilalți. Cine era prezent? Apropo Cine era de. prezent? Prezent era cel care era în sala de curs, nu cel care juca cărți în bar. Deci, Corect, nu? Noi da. eram în sala de curs, eram în sala de plen pentru dezbatere, anunțând că vom vota Da. această inițiativă legislativă pentru că am votat-o și în Camera Deputaților. Este evident că doream Și să o tocmai cei votăm. care inițiaseră Nu s-a această. prezentat. Pentru mine e noaptea minții, pentru mine este de neînțeles. Nu știu, să fie declarațiile domnului Barna care spune că va fi chemat la DNA, i s-au muiat genunchii. Ce s-a întâmplat cu ei? Că erau campionii moralei. Ce s-a întâmplat cu ei? Unde este colegul senator, fost senator, Alan Coliban, care era. Nu știu cum să vă spun, când era cu trompete și blocaseră Senatul, cu scandal mare de tot, campionii moralei. Acum nu spune nimic despre faptul că a mințit, PSD e de vină, să știți. că a Și mai mințit nou și și că a fost PNL-ul. exmatriculat în facultate. Sigur că da. Da, Da, sigur că. Nu, sunt lucruri care pentru mine sunt absolut de neînțeles, dar vedeți, trece timpul și se cad măști. Acum, când purtăm foarte mult masca și recomand pentru sănătatea noastră să o facem, celelalte măști figurate cad și se vede cine într-adevăr își dorește să înțeleagă mesajul pe care îl transmit cetățenii. Și vă spun un lucru. Pe listele PSD nu există astăzi niciun, dar absolut niciun candidat care să fie trimis în judecată, mult mai restrictiv decât prevederea să din nu inițiativa fie fără penal, să nu condamnat. fie condamnat, mult Da. mai restrictiv. Noi am înțeles mesajul și suntem aici. Celelalte partide politice n-au înțeles. Și despre noi îndrăznește președintele Iohannis să vină să spună că nu ne-am reformat, să se uite în ograda proprie, să se uite în PNL, să vadă listele PNL și cele din Prahova și să vadă dacă s-au reformat. Eu cred că nu. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii. O decizie, o măsură, o propunere pe care PSD o face cu un impact național
din programul de guvernare propus și lansat recent de către partidul dumneavoastră. Toate măsurile programului de guvernare, din toate domeniile de activitate, că vorbim de cele legate de muncă, că vorbim de cele care se referă la economie, la politică externă, la mediu, la justiție, toate se subsumează unui crez: siguranța locului de muncă, siguranța unui trai mai bun. Acesta este lucrul pe care noi nu-l promitem, ci-l arătăm cu cifre, cu ținte și obiective care pot fi atinse în acest program de guvernare. Domnule senator, voi păstra înregistrarea în cazul în care PSD, grație rezultatelor parlamentarelor din 6 decembrie, care, mă rog, văd că totuși se vor desfășura în ciuda nebuniei prin care trecem, dați-mi o garanție că în momentul în care PSD va ajunge la guvernare, cele două măsuri atât de așteptate de cetățeni, vorbim aici de pensii majorate cu 40%, nu cu 10% sau 5%, respectiv dublarea alocațiilor de stat pentru copii, vor fi puse în practică indiferent de situația financiară a țării pe care o veți moșteni. Pentru că, din păcate, asistăm la acest ciclu mai devreme de 4 ani, având în vedere ultimele legislaturi, în care de fiecare dată când se schimbă guvernarea, dă vina pe greaua moștenire. Practic, există suficiente resurse astfel încât cele două promisiuni pe care le-ați și transformat în lege vor fi puse în practică? Două argumente. Unu, pentru alocațiile pentru copii costau 300 de milioane, da? Mă rog, eu le privesc ca pe o investiție. Investiția în copii, investiția în viitor. Ei privesc lucrurile acestea ca pe o cheltuială. Ei, peneliștii. 300 de milioane de lei au dat în avans fraților Micula 400 de milioane de lei. Nu au fost bani. De ce? Pentru că au alte priorități. Camarila de partid, pușculița de partid. Asta este prioritatea lor. Pensii. Domnul Câțu, mă rog, i-am spus domnul, iar am greșit, actualul ministru al finanțelor publice spune la început de mandat că sunt bani și că i-a prevăzut în buget. 6,8 miliarde de lei i-a luat din bugetul asigurărilor sociale de la pensionari și i-a băgat în pușculița de partid. Ăla-i furt. A luat din banii pensionarilor, de la creșterea cu 40% a punctului de pensie, și a pus la pușculița de partid. Acela este un furt. Deci banii există, este doar o chestiune de priorități. Ne gândim la oameni sau ne gândim la camarila de partid? Da, domnule senator, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă mai așteptăm și nu doar pe timpul campaniei electorale, ci și după. Cred că prahovenii cu siguranță își vor dori să afle direct de la sursă care sunt cu adevărat prioritățile sau care ar trebui să fie prioritățile, să spunem, parlamentarilor. Vă doresc succes în aceeași măsură în care am făcut-o cu toți invitații din acest studio. Vă mulțumesc. Dumneavoastră mă revăd diseară de la ora 21 cu o emisiune în premieră. O zi bună, la revedere!